Și dracu e micul, nu-i mare. Nu, dar de unde a venit, mă, că-ți... Uite, la galoarea mea, mă. Ionești Dâmbovița, duminică dimineața, ora 6. Până acum, doar în coșmarul sătenii mai vedeau urs pe ulițele lor. Dar nu e un coșmar, ci e pura realitate. Animalul a hoinărit ore în șir pe ulițele din sat, până când oamenii l-au văzut și au pornit să-l alunge. L-au alergat cu mașinile până când ursul a fugit din nou în pădure. De pădure. Nu, o să duce pe aici. A luat avansă. S-a oprit, uite-o cule. Apoi s-a dat alarma în tot satul și după ce soarele a răsărit, satul a fost împânzit de vânători. Să-l prinde Ioan, dar să stai așa pe mal. Dacă nu-l prinde, face victime pe la noi, mai se duce încolo. Dacă găsește de mâncare aici, nu mai pleacă. Animalul nu a atacat până acum în Ionești. În consecință, autoritățile nu prea aveau ce îi face. Nici autorizație de împușcare nu aveau, așa că singurul lucru a fost să facă zgomot cât mai mare pentru a încerca alungarea ursului din împrejurimi. În urmă cu 2 săptămâni, un urs și-a făcut apariția în Găiești, la Hulubești și la Gura Foii, unde a mâncat mai mulți câini. Nimeni nu știe încă dacă este vorba despre același animal, pentru care Ministerul Mediului a emis autorizație de împușcare.